Ok, salut YouTube și bine am reușit să nu uite pe mine sunt taxeri după cum de ieșit Lucian Tunnel. Astăzi mă băieți ne aflăm din nou pe Kido cu balanțe 655 dolari și astăzi o să încercăm să facem profit ca de fiecare dată. Înainte de toate, dacă mai vreți clipuri, nu ezitați, folosiți propriul like să lăcuți de pentru un plus 10% la orice depozit. Faceți și pe voi și pe mine, și așa multe face clipuri de genul. Și bă băieți, astăzi o să încercăm să intrăm într-un battle cu Chipy Rowe în momentul de față și el live pe YouTube și am zis că deci să nu încerc și eu să mă bag la un battle după cum mine puteți vedea așa și na, o să încercăm să ne băgăm la un battle cu el, nu știu, să vedem dacă o să reușim să luăm niște bani sau pui mei, așa că o să așteptăm puțin până mai facem cu un battle. Voiam să mă bag instant din cum am făcut primul battle, dar n-am mai apucat și pui mei. Așa că o să așteptăm să vedem ce și cum și după, dacă e să reușim să intrăm în clip cu el, gen, în battle cu el, o să revenim. Am încercat. Din păcate nu ne ieșim, băieți, lasă, nu e nicio problemă, o să continuăm în videoclipul. După cum e puteți vedea și voi, avem niște cutiuțe limited edition, dar nu o să deschidem numai pe asta, o să deschidem și mai multe cutiuțe. În schimb, mă, băieți, am uitat să vă zic în clipul precedent, opa, se aude pe un alt, pardon. În schimb, nu știu dacă v-am zis pe clipul precedent, dar dacă vreți, aveți și gen niște cutiuțe gratuite, mai exact pentru evenimentul ăsta de Paște, din care nu mai ține foarte mult, dar habar n-am, pui mei, sper totuși că pe când vedeți eu clipul ăsta o să mai fie. Sunt 12 cutiuțe, dacă vreți să le deblocați, aveți aici o minim de depozit, cel puțin 2 dolari, 5 dolari, 10 dolari, 20, 40, 75, 100, 150, 200, 300, 500 și 1000. La 1000 e cea mai bună cutie, vă dați seama, numai că pui mei, e șanse destul de micuțe pentru că, na, până la urmă e gratis. Deci, da, banii ăștia pe care depozitați primiți, pe lângă că primiți un bonus dacă folosiți promo codul Axel, desigur, îi puteți folosi cum vreți voi și mai aveți și cutiuțele astea gratuite, deci, da. Bun, hai să mai ieșim la Kiss Battle, să facem un battle frumos, așa de vară. Bun, o să băgăm Creamy Dream. O să mai băgăm și pe Santares, uite, două cutiuțe de-astea. Mai băgăm și câteva din cutiuțele astea limitate. Hai să dăm timp 2 vs 2 și dăm summon all bots, pentru că da. Bun. Bă, eu chiar am încercat sincer să fiu, deci am intrat, dar nu știu, am avut un draw frame când am intrat pe battle și nu mi-a mai mers din păcate, dar asta este, mă băieți. Pui mei, poate ajunge clipul ăsta la Chipy, poate facem o colaborare, un clip, ceva, habar n-am. Deci, da, bun, avem saltare și-a luat un set de kill confirm, care e 58 de euro, suntem în avantaj cu 120 de euro. Deci suntem destul de bine și un wildfire, care e și ăsta 70, m-am aflit testit. Ok. Hai să vedem. Văd că acum am schimbat și puțin tematica la cuțite. Mai exact la Shadow Daggers văd că sunt așa, gen, nu știu, puse una între alta, nu știu cum să zic. Mi se pare foarte interesant. Bun, și până acum, da, am luat battle-ul ăsta, easy, frumos. Frumos, frumos, frumos. Avem 337 de euro, ne-am dat 217, perfect. Bun, hai să mai facem și un battle în care o să mai băgăm și cutiuțele astea limitate, da? O să băgăm și cutiuțele astea și băgăm și cutiile celor de la Eternal Fire, dacă nu mă cel da. Că... Hai că mai țin și eu minte, mă, după atâta timp, chiar dacă m-am mai jucat CS, tot mai țin minte. Eu totuși o să încerc să vedem, poate după battle-urile astea, poate să încercăm să intrăm și la un battle cu Chipy, dacă apuc să intru și dacă nu mai iau astea, gen, dacă nu mai framează, ca zic așa. Deci, sau mă rog, laghează, morți mei, habar n-am. Bun, eu sunt foarte curios dacă o să reușim să luăm astăzi o pereche de Shadow Daggers. Bine că am venit cu ideea asta, că acum am alte idei de clip. Pentru următorul clip o să încercăm să deschidem niște cutiuțe până luăm Shadow Daggers. Dacă nu-l vedeți, înseamnă că asta este, nu l-am mai făcut. Oricum, acum când filmez genii 1 dimineața și pui mei, mă plictiseam. Am zis că hai, mă, de ce să nu încerc să intru? Dacă n-am reușit să intrăm cu Chipy, ce să fac? Bun. Angel la cutiuța de 27 de euro, sau nu știu cât e, 23, 24. Ok. Bullet Queen. Ba da, am zis bine, dacă sunt și eu nebun.
Bun. 2,69€, dar în continuare nu este un avantaj. Sunt la 4€ distanță, mă băieți. Deci n-are cum să pierdem battle-ul ăsta, nu se poate, mă. Hai să vedem. Încă 4 cutiuțe de-astea. $7 Mega Industries, cred că mai e mai scump. Ba nu, Mega Industries, că e 10. Dar oricum văd că tot suntem în avantaj. Vine cutia cea mai scumpă, Santares. Și am luat un... Ok, ok, unul de 100 de euro, perfect. Chiar aveam nevoie de chestia asta. Pentru că suntem foarte, foarte gherlă. Bun, și mai avem pe Vicada. Hai să vedem Vicada, dacă luăm ceva din el. Da, clasic. Ok. Bun, hai să dăm și noi un sell-all. Am 200 de euro. Și bă, sincer să fiu, cred că o să mai încerc să mă mai bag din nou la battle. Pentru că văd că e la sfârșit. Deci, da, dacă e să nu revenim cu battle-ul cu Chippy, înseamnă că nu am intrat în battle cu Chippy. Bun. Perfect, mă băieți, hai că am rezolvat. Am intrat și noi în battle, hai să dăm sumă unor buți. O să o pun și în stânga dacă e în dreapta, pui mei. Dacă e și reacția lui Chippy, hai să vedem dacă reușim să luăm și noi battle-ul ăsta, mă băieți. Hai că avem un scop îndeplinit, mă băieți. Deocamdată văd că Chippy era acolo pe bazat, ca zic așa, gen era axat pe Metin. Nu știu ce s-a întâmplat, nu știu, nu prea am cu Metinul, dar pui mei. Hai să vedem dacă reușim să facem bau cu Chippy, ce mama dracu. Bun. Da. În momentul de față suntem foarte prost. Uș. A scăs curios și eu un pic, că mă uit și acum pe live la Chippy să văd dacă vede că sunt român în puii mei. Dar apare nu prea vede. Și nu-i atent. Mamă, lua Shadow Dagger, scoaie, bă, nu mai facem bambă, bă, ce e asta, bă, am pus cel mai prost de cutii, bă. Hai că n-am mai revenit, dar ce e mama dracu, e 400 de euro distanță. Stați că abia acum am văzut. Dacă mă mai și pe monitorul secundar să văd dacă observă ceva. Bă, să-mi ba piciorul, bă, ce tichete proste am, bă. Mi-era că poate intră într-un battle, gen un alt battle. De când echipa adversă. Bă, ce e asta, bă? Un alea, pauze. Bun așa. Da, și din păcate, mă, băieți, bă, nu prea am avut noroc. Ok, Corey. Da. Din păcate n-am avut noroc. Bă, mai avem 400 de euro. Stați un pic, că vreau să văd dacă mai am la ce battle. A, nu mai are fonduri. Fonduri insuficiente? Nu. Fonduri suficiente. Ai de viața. Da, mă, băieți, bă, nu știu, hai să ne facem și noi un battle rapid. Bă, știți ceva, hai să băgăm pe Santares de toți banii, dacă tot nu mai avem bani. 412, dar n-am destui bani. 412, ba, da, dacă vând ce am în inventar, e, cred că putem. Fixăm și noi ce rapid sell. Am văzut ceva foarte tare, gen, aparent acum vă puteți vinde toate skin-urile direct de aici. Bine, eu deja le-am vândut, dar pui mei, ați văzut și voi, de-aia mi-a arătat Sell4 Zero. Deci, bă, chiar mi se pare interesant, ești nebun la cap, nu Calix, mă, Santares, mă, ce mă, dracu. Hai să vorbim și noi, 9 cutiuțe. Am făcut eu calculul greșit, dar nu, mă, stai că e 44, de-aia am făcut eu calculul greșit. 45. Hai că e ok, lasă, nu mai contează. Hellfire-ul ăsta e bun. 5-3. E bun, pe dracu. Vectorii nu, dacă nu mă înșel, e bun. E Statrac. Hai să vedem dacă reușim să luăm și noi banii, să mai facem încă un battle. Am mănușile alea de sus, nu stricau, nu, no, cum să strici, ești nebun la cap, dar nu prea. Uite, lua și un voucher de 100 de euro plus încă 60. Respect, mă, băieți, bă, am un ghinion, bă, să-mi bat piciorul dacă vă mint. $15 cu $15.
Anu, a meu e 19, pardon. Na, red, laminate, ai 5-2. Ai well worn, bă, cine dracu da țaban pe skin-ul ăla, mă? Iur cu spume, ești nebun? E 15-30. Ai ultima cutie, mare hold. A, ba nu, ultimele două, opa. Acum, ultima cutie, bă, băieți, ultima cutie. Hai să vedem. Uf. Bă, dacă e condiție bună, dar trebuia și mai bună condiția. Bă, din păcate nu prea am avut noroc. Bă, măcar mi-am îndeplinit scopul. Am jucat deja cu doi YouTuber români, doi streameri români de Kidrop. Deci eu sunt mulțumit de mine, mă, băieți. Cam asta ar fi clipul, din păcate. Sper că v-a plăcut. Dacă a plăcut, v-a jucat, să nu ezitați să apăsați butonul de like, subscribe, să folosiți promo codul la XL cu 2D pentru un plus 10% de depozit. Nu uitați că aveți și promo codul de la Eneba în descriere, de unde vă puteți cumpăra jocuri super ieftine. Pe lângă asta, dacă vreți să vă vindeți skinurile pe bani reali, aveți în descriere la fel un link pe care vă puteți scoate skinurile pe PayPal, card și Binance, dacă nu mai știu, sau, mă rog, criptomonede, puii mei. Deci da, cam asta ar fi clipul, ca vă stac să-l băi și ne revedem data viitoare. Bye!